Bună seara, domnilor și domnilor, de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, aici unde am avut plăcerea și onoarea să fim primiți de domnul ministru Achim Irimescu. Bună seara, domnul Irimescu! Bună seara! Vă mulțumesc pentru prezența în acest interviu și pentru că ne-ați primit aici în biroul nostru. Și vă mulțumesc că ați acceptat să veniți aici pe terenul agriculturii. Exact, pentru că știu că sunteți foarte, foarte prins în această perioadă și de aceea am și onorat invitația dumneavoastră la minister. O să intrăm direct în subiect și vreau pentru început să vă întreb un lucru care îi interesează pe toți fermierii. Înțeleg că s-au făcut unele modificări în ceea ce privește subvenția, modul și ce ar trebui depus de către fermieri pentru a primi subvenția, iar cea mai importantă schimbare ar fi că s-a eliminat acea formulă fără echivoc în ceea ce privește identificarea terenurilor, o formulă care a stârnit nemulțumirea în rândul multor fermieri. Sigur, așa cum am declarat încă de când am venit în acest minister, mi-am propus un lucru elementar și care cred eu că orice ministru al agriculturii trebuie să aibă în vedere, simplificarea procedurilor de accesare a fondurilor europene. Din păcate, sigur, nu e singura cauză pentru care România a dezangajat 1 miliard de euro pe dezvoltare rurală și aș aduce aici o completare sau o precizare. Anul trecut, beneficiarii noștri au renunțat la proiecte de 800 de milioane tocmai datorită problemelor legate de cofinanțare, dar sigur, în mod cert, avem și o componentă care a condus la dezangajarea fondurilor, respectiv complexitatea procedurilor. Chiar ghidurile recent postate pe site au fost vehement contestate și cu argumente de către atât consultanți cât și potențial beneficiari sau beneficiari pentru complexitatea lor. Sigur, funcționarii noștri s-au străduit să facă lucrurile cum trebuie, dar nu, din birou nu totdeauna reușești să faci cea mai bună variantă, așa că noi suntem deschiși la orice sugestie și am spus-o și am organizat și dezbateri în teritoriu și le-am centralizat și urmează să le dăm publicității după ce mai facem încă o analiză și încă o discuție la nivel central, repet, am selectat dintre ele și am redus numărul și vom discuta cu reprezentanții producătorilor și ai consultanților. Dar revenind la identificarea fără echivoc, sigur, aceasta face parte din elemente identificate de noi ca producând multe probleme și în acest sens chiar am transmis o scrisoare Comisiei Europene pentru a fi de acord cu poziția noastră. Sigur că încă suntem departe în contextul în care nu avem un cadastru. Și atunci, dacă tot nu avem un cadastru exact care să ne spună cum stă situația, nu este cazul să exagerăm cu niște solicitări care nu fac decât să penalizeze pe nedrept beneficiarii noștri. E greu să chemi fermierul X care are o vârstă înaintată și să-l pui să identifice exact parcela pe care are el terenul pe o bucată de hârtie, pentru că sigur, el săracul știe situația în teritoriu și acolo nu știu dacă știe conturul exact, că erau niște borne, niște pietre puse, că știu că și eu sunt tot la țară, de la munte. Așa că noi cu cele două agenții ne străduim să venim în întâmpinarea beneficiarilor noștri pentru a-i ajuta și a simplifica lucrurile. Scopul meu este ca ministru să ajungă banii cât mai repede și mai bine la cei care respectă condițiile pentru accesa aceste fonduri. Înțeleg că se mai dorește și eliminarea acelui tabel care a fost nefuncțional și referă la registrul agricol, care nu există în foarte multe primării, nu este funcțional. Sunt mai multe, am aici, chiar mi-au prezentat în sinteză o mulțime de, sunt calde ca să zic așa și vi le-aș prezenta. Vă rugăm. Pe scurt, modificarea ordinului 619. Unul ar fi reducerea numărului de documente care atestă utilizarea terenului pentru care se solicită sprijin financiar, pentru că de ce se poate face? În 2006, existența registrului agricol și a legislației aferente și obligativitatea utilizatorului de terenuri agricole de a-și înscrie suprafețele de teren în registrul agricol. Deci, nu știu de ce trebuie să mai cer eu alte documente.
O altă modificare importantă, formele asociative de proprietate asupra terenurilor, cu vegetație forestieră, pășuni, etc., nu mai trebuie să prezinte hotărârea adunării generale a asociațiilor privind utilizarea fondurilor. Motivat de ce? Formele asociative au un statut bine determinat prin care asociații au desemnat un consiliu de administrație și un președinte, cu atribuții legale clare. Întrunirea în fiecare an a adunării generale a asociațiilor este dificilă. Deci, iarăși un punct destul de important, zic eu. O chestiune extrem de importantă, pe al treilea punct, fermierii care dețin parcele cu suprafață mai mică de 0,1 hectare, nu nesolicitate la plată, dar care însumează mai puțin de un hectar, că știți că actualmente primesc subvenții cei care au măcar 0,3 hectare la cultura mare, să spunem, la câmp, sigur 0,1 la legume, la pomicultură, și care au cel puțin un hectar, dar obligativitatea îi făcea și pe cei de la APIA să facă față la o mulțime de cerințe birocratice, cât și pe ei. Deci acum pot să nu mai declare la APIA aceste parcele. Pentru că e dificil de a le identifica și de critiza. Un alt punct, fermierii vor avea la dispoziție amplasamentul parcelelor cadastrate pentru identificarea mai ușoară a parcelelor aflate în proprietatea fermierului. Am mai precizat, am avut o întâlnire cu vice-prim-ministru Dâncu și cu ANCPI-ul și deja s-au cadastrat 3,4 milioane hectare. Cât revine în extravilan, nu știu să vă spun la acest moment, dar e clar că o parte din ele se regăsește și atunci ne vor simplifica mult lucrurile. Un alt punct, nu se mai solicite crescătorul de animale, foarte important, adeverință celebrată de asociații crescători de animale. Justificat de ce? Adeverința atestă calitatea de crescător de animale, dar simpla deținerea unei exploatații zootehnice înregistrate în Registrul Național atestă calitatea fermierilor de crescători de animale. Deci nu știu de ce trebuie să mai cer încă. Sigur, pot fi multe discuții, sunt unele asociații care în acest mod, să spunem că îi obligau la o anumită cotizație, nu e problema Ministerului Agriculturii. Cert este că am avut acum două zile discuții cu marile federații din sectorul ovinelor și după aceea și la bovine și ei au susținut această opinie și trebuie să precizez că noi am avut o mare problemă la Bruxelles să le justificăm, pentru că nu poți condiționa acordarea fondurilor de anumite taxe sau invers, perciperea unor taxe apartenții la o asociație. Exact. Un alt punct important, simplificarea listei detaliate pe crotale pentru animalele pentru care a fost obținut un drept de plată în anii anteriori. Pentru Ajutorul Național de Tranziție la Bovine, sprijin de cuplat sector carne și ANT-ul, Ajutorul Național de Tranziție la Ovine și Caprine. Inclusiv sprijinul cuplat la ovine caprine de falcat pe femele și masculi. Argumentele, eliminarea erorului de scriere a crotalilor și reducerea timpului de completare a cererii de verificare administrativă a condițiilor de legitimitate. Sigur, mai trebuie să precizăm aici un punct important. Subvențiile care se vor da se dau, de exemplu, pentru cei care utilizează și trebuie precizat semințe certificate. Asta e foarte important, pentru că, din păcate, de multe ori s-a utilizat sămânță din șura mea. Sigur, știm că performanțele sunt, scad substanțial. Am înțeles că la diferite culturi, deja după primul an, la 40% și așa mai departe, randament. Deci, dacă tot acordăm niște subvenții, să acordăm să permitem fermierul să îndrumăm, să spunem așa, ca să facă performanță. Pentru că suntem pe o piață europeană unică și nu ne mai mirăm acum că vine lapte din alte state la prețuri competitive care fac o concurență producătorilor naționali care, mai ales pe timpul iernii, când colectarea este mai dificilă datorită condițiilor de climă și laptele lor, chiar dacă e de foarte bună calitate, nu mai ajunge să intre în procesare. Bun. Pe zona de ce înseamnă plățile care se fac în acest moment, plata pe suprafață și plata pe cap de animal, înțeleg că în sectorul zootehnic declarase domnul Claudiu Frâng, președintele FCBR, că ei vor fi ultimii care vor primi acest sprijin și din cauza întârzierilor cu softul și punerea lui în funcțiune, undeva în mai, chiar iunie, ar putea primi crescătorii de animale acești bani.
Așa este. Am avut zile trecute o discuție cu directorii APIA și cu reprezentanții Siveco și Timnetu, care sunt furnizori de soft. Și, din păcate, trebuie să fac puțină istorie, deși nu-mi face o plăcere deosebită, dar trebuie să precizăm lucrurile. S-a produs o întârziere, în primul rând, a factorilor de decizie la un moment dat. Nu știu care, cum, ce nume și nici nu vreau să mă refer la acest lucru, dar este cert că dacă vă uitați pe ultima raportare de absorție FEGA din Germania, ei au reușit ca la 1 decembrie să plătească, de la 1 decembrie, aproape 5 miliarde de euro. Deci nu au dat plăți în avans și atunci au reușit să... Pentru că noi, în momentul în care am decis să dăm plăți în avans, nu am făcut decât să construim un nou modul, un modul suplimentar, cel al plăților în avans. Dacă ar fi avut cineva, să spunem, înțelepciunea să vină cu o justificare foarte clară a faptului că, având în vedere că noi am intrat în tot procesul cu întârziere, iarăși nu comentez, dar cert este că anul trecut cererile, în loc să depună cererile de plată la 1 martie, s-au depus de la jumătatea lui aprilie și am cerut încă o lună de termen suplimentar pentru depunerea plăților ca să primim toate cererile de plată. În acest sens, tot procesul s-a întârziat, a fost pe principiul dominoului și, deci, sigur, din cadrul APIA mi-a spus, noi am vrut să spunem că nu e cea mai bună soluție să dăm și plăți în avans, pentru că ne-am fi putut concentra și să începem plățile de 1 decembrie. Dar, repet, acum este istorie. În această situație, practic, noul modul de plăți s-a luat de la zero, cu toate procedurile. Ca procedură, repet, noi am reușit să scurtăm cu aproape o lună cu ceea ce face furnizorul de soft în legătură cu evaluatorul extern. Când trebuie să raporteze în 6 săptămâni ce face și noi am inversat puțin contractul întâi și după aceea la media anilor trecuți pe... Valorile se știu, sunt multe discuții aici, dar este o experiență de-a lungul anilor, se știe cât costă o oră de soft și prețurile sunt verificabile la nivel național. Deci, câteodată se exagerează că s-au dat bani mulți, eu nu comentez lucrul ăsta. Sigur, se poate verifica, avem auditori și așa mai departe. Dar revenind de la procedură, având în vedere că, pe de o parte, APIA este cea care furnizează datele de intrare în soft și este, de fapt, o etapă interactivă și este cu termene precise puse pe acest calendar, sigur, a rezultat data 8 aprilie. Nu mă bucură de niciun fel. Inițial era 27 aprilie, am mai câștigat niște zile, dar nu poate să mă bucure pe mine și cu atât mai puțin pe fermieri. Dar prefer să le spunem adevărul și facem eforturi în continuare să identificăm soluții pentru a scurta acest termen. Și dacă avem în vedere că, practic, 8 aprilie pot începe plățile pe suprafață și acolo sunt cereri unice și întâi se tratează plata pe suprafață și după aceea plata pe animal, sigur că decalajul, într-o lună și ceva, efectuăm plățile pe suprafață și după aceea începe plata pe animal. Deci, este regretul meu și, repet, nu convine nimănui. APIA și furnizorul de soft fac eforturi disperate să mai câștige câteva zile. Dar n-aș putea în acest moment să promit că se va decala cu un număr de zile sau nu. Doamne ferește, există și varianta cealaltă, să nu apară cumva erori în sistem și să mai întârziem câteva zile. Deci, tare mi-aș dori, măcar la data respectivă. Repet, este un an extraordinar când, din păcate, administrația românească nu și-a făcut calculul din timp că noua politică agricolă comună vine în loc de o singură plată, cum era SAPS-ul, cu 5 componente care pe tot sistemul, să nu uităm că pe lângă aceste plăți au intervenit multe altele pe care ministerul a trebuit să le adopte în, uitați, ordinul 619, care e un ordin așa, plata voluntar cu plată, pe nu știu câte culturi, pe animale și așa mai departe, sigur că asta a însemnat muncă în plus. Deci sunt și niște scuze obiective și eu nu vreau să arunc un oroi pe munca nimănui. Sunt oameni foarte serioși în administrație care și-a făcut datoria. Repet, cred că a fost o chestiune de programare incorrectă, să spun.
Adică cineva n-a avut în vedere cam cât o să ia fiecare etapă, pentru că etapele practic se știau. Adoptată legislația europeană, adoptată legislația românească în care se preluau prevederile europene, în care noi trebuia să decidem exact ce aplicăm, plata cu plată și așa mai departe, plata redistributivă, tânărul fermier, micul fermier și așa mai departe, interacțiune cu Comisia Europeană în care s-a discutat mult ce aplicăm și ce nu, de exemplu a fost cazul în care noi am vrut să susținem producția de ciuperci și a spus nu se poate că ciupercile nu cresc în sol și subvențiile europene se dau pentru culturile care au rădăcini în sol și asta este realitatea și multe altele pe care Ministerul a trebuit să le rezolve, nu APIA, sigur au colaborat cu Bruselul și așa s-a întârziat, deci a fost un proces care, repet, cred eu că a avut o programare prea lasă, prea elastică și am ajuns în situația aceasta. Sigur că fermierii au dreptate, sigur că ei n-au nicio vină că s-a ajuns în această situație, dar trebuie înțeles că e o situație excepțională care mă doare ca român, ca agricultor sau în domeniul agriculturii lucrăm noi, mă doare că se întâmplă acest lucru, dar efectiv nu există altă posibilitate. Deci, practic pentru sectorul vegetal pe suprafață vor începe după 8 aprilie, exact. Iar la o lună jumătate vor începe pentru sectorul zootehnic. Corect. Bun. În ceea ce privește problema aici, vă întreb despre sprijinul cuplat pentru creștorii de ovine, pentru că am avut de curând o emisiune pe această temă. Înțeleg că nu se mai poate primi derogare și de la Uniunea Europeană și doar cei 10% aproximativ de care domnul Echifor spunea că sunt numărul de oi, doar 10% sunt înscrise în acel registru genealogic, carte de rasă, cum vor ei să o numească, doar aceste 500.000 de oi aproximativ vor primi sprijinul cuplat, restul rămânând să primească doar ANT-ul. Sperăm ca pe viitor să rezolvăm această problemă. Sigur, s-au introdus niște condiții pentru a încerca să reglementăm puțin situația sectorului. Ei au spus că o să piardă banii, banii nu se pierd. E adevărat că sectorul la acest moment nu vor primi, dar depinde de noi ca pe anii viitor să ne aliniem și să creștem cifra. Există în acest moment vreo cifră, știu că suma totală este de 28,5 milioane de euro, dar cât va primi fiecare pe cap de animal? Până nu știm numărul, asta e o altă mare problemă, pentru că ni s-a cerut de către fermier, dar încă în acest moment nu avem o cifră ca să calculez pe fiecare fermier, pe fiecare tip de plată și să pot să-i dau o adevență pentru credit, pentru că într-adevăr e o situație dificilă pentru fermier. Cartea de rasă va fi în cele din urmă aprobată și se va schimba acest registru genealogic? Aceasta pentru este, toate zootehnia. Aceasta este ideea, să treacă pe cartea de rasă. Să fie conduse de asociațiile absolut respective. E chiar solicitarea dânșilor și noi am venit în întâmpinare, experții noștri din minister susțin ideea. Bun, încă o întrebare. ANSVSA-ul în acest moment și este întrebarea mai multor fermieri din domeniul zootehnic. Știu că s-a făcut chiar o cerere a noastră să intre în subordinea și nu doar în coordonarea Ministrului Agriculturii, așa cum se află acum. Vă gândiți să luați ANSVSA-ul sub Ministerul Agriculturii? Unu, eu n-am cerut acest lucru. Doi, dacă primul ministru va decide cumva, pentru că s-a creat o situație și eu îl înțeleg și susțin întru totul ideile premierului în acest sens. Deci la secretarul general al guvernului există N autorități și agenții. Deci premierul are perfectă dreptate. Secretarul general al guvernului nu are acest rol să gestioneze agențiile respective. Este posibil să fie pe circuit, nu știu dacă este așa sau nu, un act legislativ care ar putea avea în vedere orientarea către ANSVSA, către Ministerul Agriculturii. Repet, n-am cerut și nu știu dacă în acest moment s-a întâmplat sau nu. În situația în care s-ar întâmpla, eu pot să dau asigurări medicilor veterinari că, în mod cert, ei vor păstra statutul cu, ar fi, dacă s-ar întâmpla un departament în cadrul Ministerului Agriculturii, cu secretar de stat președinte, deci nu, statutul lor nu este afectat de niciun fel, așa că nu văd unde ar fi problema. Pe de altă parte, sigur, noi avem unele probleme, ca să zic unele, nu mari,
în ceea ce privește colaborarea noastră cu colegii veterinari în teritoriu. Să nu uităm că au fost multe acuzații de-a lungul timpului în ceea ce privește identificarea animalelor, care e o problemă extrem de delicată și noi riscăm să nu mai putem plăti din cauza sistemului de identificare a animalelor. Nu comentez mai mult aici, știți bine care este situația. Au fost multe acuzații referitoare la faptul că, spre exemplu, nu s-a reușit o colaborare foarte bună între cele două instituții, APIA și veterinar, și atunci au avut de suferit producătorii, deci ar fi multe de spus. Eu mi-aș dori, indiferent ce statut are ANSVSA-ul, în coordonarea sau în subordinea ministrului, să se ajungă la acea colaborare pe care ne-o dorim, în care cele două instituții să pună umărul pentru a sprijini fermierul și producătorul român. Eu am spus, am ajuns la situații incredibile. Chiar am caz concret când în 2001, îmbolnăvindu-se o vacă a unui cetățean din zona mea, a venit tehnicianul veterinar și a tăiat sub limbă vaca, n-a știut și a murit. Deci pare hilar, dar totuși mileniu 3. Înțelegeți? Adică eu n-am nimic împotriva concesionarilor, numai că atunci când veterinarii concesionari au angajat tehnicieni sau, eu știu, personal care nu are calificarea cea mai bună, producătorul meu este la voia soartei. Adică e greu de acceptat o asemenea situație. Suntem în Uniunea Europeană, totuși. Trebuie să ne aliniem la niște standarde moderne și aș anunța aici o veste bună. Am reușit cu viceprim-ministru, domnul Vasile Dâncu, să agrem pe un sistem de ecarisaj după ani de zile în care n-a funcționat. Deci sperăm în perioada următoare să-l implementăm și în sfârșit să scăpăm de acea amenințare pe care am tot amânat-o ani de zile cu infringement la nivelul Comisiei Europene, pentru că e o mare problemă. Mor animalele, cadavrele sunt aruncate în puțuri, pe câmp și există oricând un pericol de molimă. Și acum s-a rezolvat problema, e aproape să se rezolve, să se colecteze acel. Din fericire am reușit să stabilim o situație, repet, e în curs de rezolvare, dar pe hârtie sunt puse, în care de la Ministerul Agriculturii vom asigura finanțarea pentru un ajutor de stat și Mederapul se va ocupa cu consiliile locale de preluare a cadavrelor și duse la, transportate la unitățile procesare. Bun, tot de ANSVSA vreau să vă mai întreb dacă avem mai mult de o lună în acest moment de când avem un președinte interimar, este vreo posibilitate să se numească sau să rămână domnul Ciutac președinte plin în continuare? Nu, recent am avut o discuție cu premierul, am identificat câteva nume și vom organiza un interviu astfel încât în cel mai scurt timp să reușim să îi propunem, pentru că, sigur, primul ministru îi numește, să-i propunem și să stabilim o echipă, pentru că acolo, din păcate, au fost unele evenimente, să spunem așa, care au destabilizat total echipa de conducere și în acest moment este aproape o instituție decapitată. Ori ANSVSA-ul este o instituție extrem de puternică, cu influență și cu rol extraordinar, pentru că nu trebuie să uităm că verifică, asigură siguranța alimentară pentru cel puțin 20 de milioane de locuitori. Deci nu este o glumă. Există și un calendar al acestor numiri în acest moment stabilit? Nu. Eu îmi doresc în cel mai scurt timp să-i pot prezenta premierului câteva nume și să poată decide pentru președinte și după aceea, sigur, revăzută echipa, pentru că au fost directori care nu mai sunt. Deci este într-adevăr în dificultate această instituție. Repet, extrem de importantă. Veți face o reformă organigramei și la ANSVSA, așa cum ați început la minister? Sigur, atâta timp cât eu nu am decât în coordonare, nu pot să spun acest lucru. Mă voi consulta cu președintele viitor în a asigura că există o echipă acolo care poate și dorește să facă ceea ce trebuie, pentru că am mai avut discuție pe această temă. Pentru mine este extrem de important să controlez și ce se produce și ce intră în țară. Și sunt discrepanțe mari și de tratament. Avem domenii pe care
Există o ordine care obligă controlul producătorilor naționali, dar nu și produsele care vin din afară. Ori toate astea trebuie puse pe un nivel comun, altfel omorâm producătorul român și consumatorul. Deci când am ieșit în presă și am spus că există riscul să otrăvim, nu a fost o glumă. Știți bine că s-au întâmplat multe situații în care consumatorii noștri au avut de suferit datorită produselor care n-au respectat standardele europene. Apropo de acele controle de la frontieră, am văzut în presă că deja au început să se facă. Avem și primele efecte sau primele date măcar, dacă existau un număr prea mare de pesticide în legumele și fructele din import? Din păcate, sigur, chiar am văzut că presa chiar mi-ar fi reproșat că am vorbit și n-am făcut nimic. Nu, eu vorbesc și fac. Deci am demarat procesul, însă rata controlului și eficiența îmi pun semne de întrebare. Într-o primă instanță mi s-a spus că durează de la momentul în care se face eșantionarea până la obținerea rezultatului, durează 20 de zile. Eu am considerat că e o glumă, pentru că în 20 de zile a dispărut și camionul, marfa s-a vândut, consumatorul a murit, Doamne ferește, ori nu pot să fiu de acord cu o astfel de soluție. Ca urmare, trebuie în continuare să facem eforturi pentru a reuși să avem controle eficiente în timp util și să am, de exemplu, dacă așa după cum prevede legislația europeană, controlez doar 10%, ceea ce mi se pare extrem de puțin, dar pentru că suntem într-o zonă cu risc. Deci aici trebuie să am o unitate în cadrul ANSVSA care să facă o analiză de risc, să-mi spună exact pe ce mă duc și să avem rezultatele de-a lungul anilor. Cam știu de unde vin, care ar putea fi cei cu risc. Deci cred că se poate eficientiza acest control și, sigur, foarte important e când am identificat o sursă de produse cu probleme, atunci se trec la măsuri foarte hotărâte pentru a bloca intrarea în țară astfel de produse. Domnul Dorin Cojucaru spunea într-o emisiune că în acest moment în România nu se pot face analize de către stat pentru că nu există un buget pentru a se face analize în laboratoare performante și că ar trebui să vină din partea guvernului să aloce acești bani necesari pentru a se putea face niște controle cum trebuie. Domnul Cojocaru lucrează în sector și știe foarte bine lucrurile și am tot respectul și pentru dânsul și pentru dânsul și pentru alți reprezentanți ai sectorului care sunt la fel de combativ și care știu foarte bine lucrurile. E adevărat că dacă ne uităm puțin, eu am un alt mare regret. Agenția Națională Fitosanitară, de fapt, trebuia să fie cea care să fie efectuat controlul în ANSVSA pentru produsele de origine vegetală. Noi le-am cedat ANSVSA-ului tocmai pentru că ANF-ul, Agenția Națională Fitosanitară, nu are dotarea și personalul necesar. Sigur, mi-aș dori ca în viitor să reușim să avem și bugetul necesar și personalul necesar, pentru că mi-am mai spus în presă. Dacă la veterinar am 8.000-9.000 de veterinari, la fitosanitar n-am decât 450 în toată țara. Deci e o problemă mare, pentru că dacă vă uitați pe structura producției agricole, producția vegetală este ca procent mai mare decât producția animală. Ori de bine de rău, la producția animală reușesc să asigură o trasabilitate, nu o fi perfectă, dar oricum funcționează, dar la partea de producție vegetală, cu 450 de inspectori la nivel de țară, față de veterinar care are cel puțin 8.000, dacă nu 9.000, nu știu exact cifra acum, dar ceva de genul acesta, sigur că nu pot să fac comparație. Cum asigur eu trasabilitatea exactă la această producție vegetală? Că sunt producători pe orice sat, orice colț de sat. Și dacă el nu știe să utilizeze produse chimice și aruncă în exces, ai o travă pentru consumator. Deci am o problemă și internă, sigur. Trebuie să verific cu adevărat și dacă fac prin eșantionare și fără nicio analiză de risc, risc să controlez un procent extrem de mic și, practic, să transfer riscul consumatorului. Vreau să mă întorc un pic la subvenții și la cadastru această dată, pentru că se apropie 2020 și în presă au apărut și acum recent, dar și de anul trecut, surse care spun că
această cadastrare nu va fi gata până în 2020. Știu o declarație de când domnul Dragnea era ministru și spunea că s-ar termina cadastrarea în 2023, iar din 2020 ar trebui să avem cadastru pentru a primi subvențiile europene. Sunt în pericol fermierii? Ați discutat, se poate face o accelerare a cadastrării în extravilan? Da, întrebarea e foarte bună. Și așa este. Am avut o discuție cu vicepremierul Dâncu pentru că ANCPI e la dânsul. Am discutat și cu președintele ANCPI-ului și chiar am adresat oficial o solicitare vicepremierului Dâncu pentru a efectua cu prioritate cadastrarea în extravilan. Spuneam că deja avem 3,4-3,5 milioane hectare cadastrate, nu știu când ele sunt extravilan, dar având în vedere că terenul agricol e 13,4-13,5 milioane hectare, îmi doresc cu tot din adinsul ca până în 2020 să se realizeze cu prioritate în extravilan pentru a acoperi această suprafață, pentru că, așa cum a spus, cadastru e programat până în 2023. Sigur, dacă nu reușesc să mă axez pe partea suprafața agricolă cadastrată, atunci o să am o mare problemă, pentru că nu cred că e un ministru care să-și permite să nu plătească anual pe plăți directe aproape 2 miliarde. Pentru că din 2019 știți că subvenția ajunge la 195,6-196 de euro pe hectar, echivalent suprafață de bază 9,2 milioane hectare, deci practic discutăm aici de 1,9 miliarde euro pe an. Nu cred că e un ministru care și-ar dori să aibă fermieri în stradă pentru neplata 1,9 miliarde de euro. De aceea mi-am și pus printre priorități cadastrarea, deși nu o fac eu, dar noi trebuie în continuu să colaborăm cu colegii de la MEDERAP pentru a ne asigura că într-adevăr se merge în direcția bună. Pentru cei care vor suferi, vor fi primii clar fermierii, dacă practic nu 2020, mie mi-a trecut din 2018, pentru că politica agricolă comună pe perioada 2021-2026, vă imaginați că se discută nu în 2020. Ori eu ar trebui să am cifrele cu certitudine în 2018, când se bat ultimele puncte în viitoarea politică agricolă comună. Mai sunt 2 ani până atunci. Vedeți cât de repede trece timpul. Ați venit de la Bruxelles, sunteți considerat un obișnuit al politicilor europene. Acum 2 săptămâni, în direct la noi, domnul europarlamentar Laurențiu Rebega spunea că pe holurile Parlamentului European se pune tot mai mult problema să se retragă subvențiile pentru agricultură din toate statele membre ale Uniunii. Este posibil acest lucru? Dânsul chiar cerea, ca să fie primul care cere această scoatere, care spunea el, ar avantaja fermierii români. Evident, cei din platou nu au fost de acord cu el, iar domnul Tabăr a avut o reacție și mai dură și a cerut plecarea din Parlamentul domnului Rebega, spunând că nu s-a consultat cu autoritățile naționale. Sigur, aici trebuie făcut o analiză foarte clară. Pe de o parte, să începem cu elementul de bază. Comisia Europeană, Uniunea Europeană este criticată de ani de zile de Organizația Mondială a Comerțului, OMC. Pe ce motiv? Că subvenționează agricultura. Sigur, ca cifră, agricultura europeană are o subvenție pe medie de 40-43% din valoarea produsului agricol realizat. Da? Comparăm cu Elveția, are 70%, Coreea 70%, Japonia către 80%, sigur. Pare mică, dar dacă comparăm cu alte state din lume, sigur că, dacă vă uitați la Frontera, care e cel mai mare producător, mă rog, să zicem așa, producător, reprezintă producătorii din producția de lapte din Noua Zeelandă, acolo nu există niciun fel de subvenții. Deci sunt state în lume care au reușit să dezvolte fără subvenții. Deci acuzația OMC-ului este că, subvenționând producția agricolă, Uniunea Europeană își permite să iasă pe piața europeană cu produse la un preț mai mic și la o calitate foarte bună, și subminează, de fapt, agricultura din țările terțe, țările sărace, din țările cel mai puțin dezvoltate. Știți că aveam până de curând și mecanismul de restituție la export, care ducea prețul produselor europene la preț mondial și diferența, pentru că pe piața europeană prețurile sunt mai mari, se deconta de către Comisia Europeană. S-a renunțat la restituție la export, dar revenind la subiect,
De aceea s-a introdus și înverzirea, de aceea s-a introdus și pilonul 2 dezvoltare rurală, care nu pune probleme de concurență internațională. Și atunci presiunea aceasta mare va conduce la ceva, cert. Și eu am analiza mea, din cât știu, urmăresc politica agricolă comună și probabil că sunt printre cei mai instruiți prin seminarii și conferințe și mai departe din 95, când am făcut și un stagiu de 3 luni la audit, la Comisia Europeană, la DG Agricultură. Sunt convins că din 2020 încolo politica agricolă comună va arăta altfel. Deci este posibil să se scoată subvențiile? Este posibil, sigur. Eu am fost și în Danemarca și am discutat, de exemplu, într-o fermă de producție lapte bio, care s-au declarat clar în favoarea renunțării la subvenții. Pe ce rațiune? În momentul în care ai scos subvenția, prețul se stabilește liber pe piață la valoarea, pentru că un producător nu poate să dispară pe piață dacă e competitiv, decât dacă vinde la un preț remunerator. Deci, în opinia lor și, sigur, logica așa spune, desfințând subvenția, automat te situez la prețul adevărat al produsului. Sigur că aici este obiectivul de bază al Poliției Agricole Comune, asigurarea pentru cetățean a produselor de calitate la prețuri accesibile. Dar ce avem subvenția, de fapt. Asta a fost și justificarea. Dar, revenind la producătorii români, sigur, se spune că producătorul român are subvenția cea mai mică. Nu e chiar așa. Cele mai mici subvenții le au și dacă subvenția, în momentul în care s-a discutat reforma Cioloș, subvenția medie la nivel european era 267-265 de euro pe hectar, echivalent. În România, după perioada de 10 ani de la aderare phasing in, se termină în 2016, pe medie este undeva pe la 170-160 și dacă scoatem subvenția națională. Deci suntem sub medie. Deci sub medie. Deci a fost, dar nu s-a luat în calcul perioada asta, ci 2019 s-a luat în calcul, unde o să fie 196 de euro. Sunt pregătiți fermierii români pentru acest loc? Numai puțin, ca să termine logica. Deci, la momentul respectiv, erau 5 state sub medie și pentru acestea s-a făcut o redistribuire, s-a tăiat de la Germania, Franța și s-a dat românilor celor 3 țări baltice. Deci dacă eu eram undeva la 70% față de plata medie, balticele erau la 50%, deci sunt alții mai jos decât noi. V-am spus că nu e nimeni de vină că noi avem subvențiile acestea mici, că pe ansamblu suma s-a menținut, numai că am pus la dezvoltare rurală diferența. Pentru că am mai spus cum s-a calculat. S-a luat media anilor 1998-2002-2003 și media producției la hectare a ieșit 2,67. Uitați-vă în tratatul de aderare, da? Dar eu am negociat tehnic lucrurile atunci, așa că știu foarte bine situația. Aceasta s-a mulțit cu 63 de euro pe tonă și așa a rezultat subvenția României. Gândiți-vă că neamțul care a avut 5 tone s-a mulțit cu 63. Vedeți exact subvenția Germaniei. Deci nu putem să ne plângem, pentru că alea au fost datele pe care România le-a avut. Asta a rezultat din datele corecte sau incorrecte, dar furnizate de România, pe care mi le-a dat Ministrul Agriculturii în această perioadă. Deci nu a păcălit nimeni pe români. Dacă a rezultat subvenția așa, poate fi gândită într-un anumit fel, că n-am reușit să înregistrăm producția agricolă în fiecare an cum trebuie, că poate au mai fost fermieri care au dus la negru și din cauza asta n-au apărut cifrele corecte. Și așa mai departe. Eu nu judec pe nimeni în sensul ăsta, dar încerc să ating un subiect sensibil, că se tot spune că România are subvenție mică. Nu! Per total, pachetul financiar a rămas neschimbat, dar România este unul dintre statele membre cu cea mai mare subvenție, să zicem, sau sumă pentru dezvoltare rurală. Să nu uităm asta. 1 miliard avem pe dezvoltare rurală. Sigur. Aceea trebuie să-i absorbim, în schimb. Absolut. Suma a crescut. Avem acum, pe perioada 2014-2020, 20 de miliarde pentru agricultură de la Uniunea Europeană. Deci, revenind la întrebare, sigur, în situația în care nu e nimeni de vină că avem subvenția mai mică, asta e realitatea, totuși, pentru români este extrem de important, pentru că ei n-au beneficiat ca alte state din vestul Europei pe decenii întregi de aceste subvenții ca să se doteze, ca să-și pună la punct ferma cu animale performante, cu culturi, cu irigații sau n-au nevoie de irigații, că sunt în zone cu multă apă și așa mai departe. Și atunci, sigur, pentru, în opinia mea, pentru producătorul român,
ar fi dezavantajos să renunțe la plățile PAC, politici agricole comune. La subvenții. Dar ar fi pregătit, ar fi un dezastru pentru el, pentru că mulți spun că dacă subvenția aceasta nu se va acorda, vor muri și vor fi sufocați de ce este în exteriorul României. Asta am spus și eu, că pentru români ar fi, în opinia mea și după analiza mea, dezavantajos să renunțe la subvenții. Cred eu însă că Uniunea Europeană nu va renunța complet la subvenții. Adică subvențiile vor căpăta o altă formă. Sigur, se vor duce, de exemplu, spre dezvoltare rurală bani. Mai mulți. Pentru că partea de dezvoltare rurală nimeni nu o critică în lume. Acceptată fără probleme. Sigur, sunt cutiile verzi de la OMC, cutia galbenă și mai departe, unde sunt încadrate cele care distorsionează sau mai mult sau mai puțin comerțul internațional. Dar revenind la soluții, sigur, ne putem, ca stat dezvoltat, ca Uniunea Europeană fiind lumea dezvoltată, având în vedere sistemul de subvenții care se aplică, de exemplu, în Statele Unite, care este pe principiu deficiency payment. Adică un fermier care într-un an își vinde produsele la un preț bun și înregistrează și un profit, pentru că interesul statului este producătorul să rămână în agricultură, să nu dispară. El nu primește nicio subvenție, dar dacă este un an slab, cu secetă, cu prețuri reduse, atunci statul intervine și îi acordă diferența de sumă pentru a-l menține la suprafață. Deci, sigur că nimeni nu te poate acuza în acest sens că ai intervenit să susții producătorul tău. Dar și aici e o soluție care poate fi avută în vedere de către Comisia Europeană. Sigur, pot fi alte, multe soluții. Mintea umană este extraordinară și pot fi imaginate tot felul de soluții. Dar, în opinia mea, dacă mă întrebați, eu cred că mai degrabă se pune accentul pe continuarea procesului de înverzire și asta ar putea justifica fără probleme la Organizația Mondială a Comerțului, în care, să spunem, ce s-a și afirmat până acum, noi dăm subvenții la nivel european, de ce? Pentru a susține standarde de bunăstare animalului, de calitate, practici prietenoase cu mediul și așa mai departe. Deci, nu întâmplător reforma Cioloș a introdus înverzirea. Părerea mea că această componentă, și o să mai discutăm peste niște ani, va deveni mai importantă și, sigur, atunci va fi condiționată acordarea de subvenții de îndeplinirea unor standarde și mai importante care să reducă noxele, gazele cu efect de seră și, sigur, lucrurile vor fi mai complicate în mod cert și atunci, sigur, va trebui musai să avem consultanță agricolă, să sfătuim producătorii în ce direcție să o ia. Apropo de consultanță, camerele agricole, ați avut o discuție cu Lapar și ProAgro după declarația care ați făcut-o în conferința de presă, cum că ei nu ar avea principalul cuvânt de spus pentru că se adresează celor mici și mijlocii, iar ei reprezintă mai mult fermierii mari, cel puțin Laparul s-a arătat oarecum deranjat de acest lucru, spunând că ei au de la cel mai mare până la cel care dă cu sapa. Sigur, acum eu respect producătorii noștri, țin foarte mult la ei, am avut o discuție cu domnul Baciu. Cred că n-am fost foarte bine înțeles în opinia mea. Eu ce am vrut să spun? Am spus că, în opinia mea, camerele agricole se adresează întâi de toate cui? Celor care au nevoie de consultanță neapărat. Și astea sunt micii producători care nu au niciun fel. Pe ce să-l luăm pe domnul Baciu, care știe carte? Nu avem ce să-l învățăm pe dânsul în domeniul ăsta, sunt sigur. Dânsul poate să-și permite să aibă la ferma dânsului ingineri tineri cu multe cunoștințe europene și așa mai departe. Deci, sigur, poate se supără lumea pe mine. Nu mă frământă problema asigurării consultanței pentru mari fermieri care oricum sunt super performanți. Ci cei mici și mijlocii. Acolo este deficitul cel mare de informație. Acolo, dacă nu am camerele agricole care să sfătuiască, să se asocieze, să vină cu produse de calitate și cantitate suficientă pentru a furniza pe piață, în supermarketuri,
ei n-au șansă să supraviețuiască. Acolo e problema mea cea mare ca ministru sau ca minister al agriculturii. De aceea sunt convins că, sigur, eu n-am spus că nu consult și chiar am stabilit astăzi cu domnul Baciu să ne vedem. Marți mă întâlnesc cu comisiile reunite pe agricultură ale Parlamentului pentru a discuta patru chestiuni extrem de importante. Direcțiile agricole județene, camerele agricole, fondul mutual și să vedem ultimul punct, dacă sper să cădem la o soluție, cercetarea. Deci, fără cercetare, agricultura României nu va reuși să aducă valoare adăugată cea necesară pentru a face față concurenței la nivel european. Să nu uităm că cercetarea în vest este la un nivel foarte înalt și, din păcate, ce s-a întâmplat în România, nu mai reușim să venim cu soluții care să sprijine dezvoltarea performanței agriculturii românești. Deci, fără cercetare, e clar că noi nu putem să mai reducem diferența între statele din vest și România. Camerele agricole susțineți să fie doar o chestiune de consultanță sau și o chestiune de desfacere a producției, așa cum susține domnul Sturescu? Pentru că știu că aici este o diferență clară de opinie între federații și domnul Sturescu. Federația nu vor ca și aceste camere agricole să se implice în vinderea produselor, în desfacerea lor. Eu cred că iar facem o greșeală dacă ne referim doar la producție. Un producător care produce foarte bine și nu reușește să-ți vândă produsele, nu reușește să facă nimic. Deci, câteodată, comercializarea e chiar mai importantă decât producția. Pentru că, de bine de rău, haide să spunem că producătorii noștri reușesc încet încet să alinieze standardele înalte și să vină cu produse, că poți să ai un produs foarte bun. Dacă nu știi să-l ambalezi, dacă nu știi să-l vinzi, ce folos? Ce folos că am eu în zona muntelui actualmente cel mai bun lapte din lume? Dacă eu nu reușesc ca brânzeturile mele care le realizez acolo să le ambalez frumos și să ajung cu ele pe piață în cantitatea dorită. De aceea camerele agricole trebuie să meargă. Am discutat cu domnul Radurei și cu Agenția Zonei Montane. Eu nu am de unde să aduc acum mic de oameni în Agenția Zonei Montane ca să îi distribui în teritoriu și să sfătuiască, de exemplu, pe produsul montan. Dar domnul Rei și camera și Agenția Zonei Montane poate colabora foarte bine cu camerele agricole care sunt distribuite egal pe teritoriu și împreună să promoveze produsul montan pe care ni l-am propus și care a introdus de Cioloș când era comisar și să venim cu valoare adăugată foarte mare. Deci fără comercializare să nu ne îmbătăm cu apă. Dar nu se suprapune peste cooperativă? Mi-aș dori să am cooperative și să nu mai am nevoie de camere agricole. Tare mi-aș dori, dar până la acel moment camerele agricole pot sfătui în prima fază producătorii să-și facă aceste cooperative. Și după aceea cooperativa merge pe picioarele ei fără probleme. Măcar să ajung în situația în care să am cooperative la nivel de țară și să nu mai am nevoie de consultanță. Tare mi-aș dori. Pentru că am văzut cooperativă în Franța cu 1450 de angajați care îi aduceau o performanță extraordinară. 1450 de angajați. Observatorul laptelui aici la Ministerul Agriculturii este pe agenda dumneavoastră? Apropo de lapte și de problemele care sunt. Avem un observator al laptelui la nivel european care colectează date, pentru că ideea, când a fost criza laptelui și a fost un grup la nivel înalt la Bruxelles, din care a făcut și o parte, s-au stabilit clar câteva lucruri, știți, negocierea de către asociații, grupuri de producători în numele membrilor, stabilirea observatorului laptelui, contractualizarea obligatorie care decide statul membru. Astea au fost principale trei elemente. Observatorul laptelui are un rol extraordinar în contextul în care în sistem introducem date corecte. Pentru că eu am o mare problemă de colectare a datelor în România, știți foarte bine. Ministerul practic nu mai are un sistem pus la punct pentru colectarea datelor. INSE-ul are alt gen de date, pe date statistice. Ori eu am obligație ca Ministerul Agriculturii să furnizez Bruxelului sistematic date relevante pe care eu, cu adevărat, nu le controlez foarte bine. De când direcțiile agricole nu mai funcționează și cum funcționau înainte, eu am o mare problemă a faptului că datele mele sunt sau nu de încredere, reliable, cum spune engleză. Adică
prezentate, dar nu știu cât sunt de relevante pentru piață. Și aici rolul observatorului, că atunci când ajung pe piață, să știe că ăsta a fost scopul de bază, să știe că din valoarea, să spunem, cât ajunge pe piață, 4,50 un litru de lapte, un leu e la producător, 2 lei la procesator și un leu la, sau cât mai e diferența, 1,50 lei la comerciant. No. Asta a fost scopul, pentru că vă dau încă o dată exemplu celebru, când în Belgia, în 2008-2009, la poarta fermei s-a redus cu 44% prețul la lapte, litru de lapte, și la consumator cu doar 11%. Diferența unde a intrat? Pe procesare și comercializare. Fermierii belgeni n-au suferit extrem de tare pentru că 70% din lapte se colecta prin cooperative. Deci ei și-au recuperat banii din aval. Asta ar fi marele avantaj al cooperației. Și revin la observator. Deci mi-aș dori ca într-adevăr noi să dovedim utilitatea acestui observator, care din păcate eu n-am văzut, repet, poate n-am văzut eu, dar date care să ajungă la public și să demonstreze exact scopul pentru care a fost creat observatorul la nivel european. Da, tocmai să vă întreb, pentru că la nivel european, atunci când vin datele, fermierii le contestă, fermierii români spun că nu sunt date acelea, nu este prețul real cu care majoritatea își vând laptele către procesatori sau către centrele de colectare. Și de asta m-am gândit că trebuie un sistem de colectare la nivel național care să identifice mai bine acele lucruri. Nu faceți decât să confirmăm. Exact, pe asta spun. Da. Trebuie să ne asigurăm că sistemul, de exemplu, pe producția vegetală, am spus, intenționez ca în acest an să am un sistem prin satelit care să spună la tonă din fiecare produs. Nu voi ieși pe piață să spun, sigur, am mai avut o discuție cu chiar cu domnul Tabără zile trecute, să facem o analiză, de exemplu, la grâu. O mare pierdere a producătorilor români în anii trecuți, se spunea dânsul, eu nu știu dacă e așa, dar înclin să cred că are dreptate, neavând alte date, că s-a spus grâul românesc nu are gluten, nu are, și mi-a spus, nu e adevărat, nu s-a făcut analize. Și atunci am făcut un joc anunțând date nereale, un joc care a dezavantajat producătorii noștri. De fapt, zice că avem grâu de foarte bună calitate noi, România. Și datorită solului, și datorită soiurilor, și, mă rog, și alte elemente, astfel încât este în interesul meu să fac analize ca să demonstrez că, într-adevăr, grâul dintr-un anumit an are gluten, e cel mai bun pentru pâinea de calitate și că produsul meu nu se vinde ca grâu furajer, ci ca grâu de panificație. E o diferență enormă la preț. Deci eu trebuie să, interesul meu ca instituția statului este să ajut cât mai mult fermierul român. Și, de ce nu, consumatorul care să mănânce un produs corect la un preț corect. Pentru că să nu uităm, și încă o dată am să subliniez, și am mai spus-o, cei mai mulți dintre consumatori se îndreaptă către prețurile cele mai mici în magazin. Asta e realitatea și nu numai în România. Să nu ne bătăm cu apă și să credem că doar în România. Nu, în toată lumea se întâmplă. Pentru că sunt foarte mulți consumatori care nu realizează de fapt un lucru important, că de multe ori este indicat să mănânci mai puțin, dar de calitate mai bună. Și sigur, e greu să garantezi totdeauna produsul cel mai ieftin, măcar la calitate asiguratoare. Puțin dai, puțin face, zice o vorbă românească. Și eu mi-aș dori să avem produse de cât mai bună calitate în țară și vândute la un preț corect, pentru că un producător, dacă vă uitați, de-aia am și făcut rețete românești consacrate când eram secretar de stat. Pentru că să fie o etichetă care să garanteze consumatorului că acel produs este într-adevăr un produs de excepție, plătesc ceva mai mult, consum mai puțin, dar am mâncat sănătos. Care e sănătatea noastră, de fapt, calitatea produselor? Tare mi-aș dori, repet, consumatorul român să înțeleagă lucrul ăsta. Poate ar trebui să facem și campania. Am văzut că este cu sarea și cu zahărul, dar nu sunt singurele elemente. Pentru că tot vorbiți de consumatori și de rețete consacrate, vreau să vă întreb acum cum vedeți scandalul, războiul dintre Ministerul Mediului și Industriei Alimentare pe acea taxă de reciclare și nu vă întreb doar așa ca un observator avizat al lucrurilor, ci pe surse înțeleg că aveți misiunea
de a rezolva dumneavoastră, a fi mediatorul din partea guvernului al acestei probleme, pentru că cei din industrie au spus că ultima șansă este o ordonanță a domnului Cioloș. În câteva cuvinte, deci ce s-a întâmplat în România, are obligația ca stat membru să recicleze ambalajele. S-au stabilit niște OTR-uri, le zicem noi, organisme de transfer a responsabilității, care încasau niște sume de la producătorii noștri și transferau datele către cei care asigura reciclarea ambalajelor. Discuțiile care le-am avut chiar ieri cu ministrul mediului, cu ministrul finanțele și cu, mă rog, cu reprezentantul Ministerului Economiei, pentru că, sigur, industria alimentară este împărțită, cum bine știm, între două ministere, Ministerul Economiei și Ministerul Agriculturii, pentru că e economie, industrie, da? Dar din discuția pe care am avut-o, am înțeles că sunt probleme, chiar DNA-ul este intrat în circuit, să spunem așa, cu fraude care am înțeles că s-au produs între OTR-uri și cel care reciclează. Eu nu vreau să intru în amănunte, dar în acest context, sigur, nu e vina primului compartiment, adică a producătorilor din industria agroalimentară. Sigur că pentru a duce la bun sfârșit această obligație, va trebui să se plătească, pentru că s-a afirmat că suma inițială stabilită între cei din industria alimentară din România și OTR-uri nu ar fi permis reciclarea. Eu nu comentez. Cel care recicla trebuia să solicite o sumă corectă. Dar nu văd unde este, de fapt, problema cu producătorii din industria alimentară. În discuția pe care am avut-o cu dânsii, a rezultat clar două lucruri. Sunt de acord să plătească de un preț care să rezulte la masa tratativelor, în care să se pună un preț corect ca să nu omorâm producătorul român din industria alimentară, pe de-o parte, și pe de altă parte să nu conducă la niște sume mari, penalizatoare, pentru ceea ce alții nu și-au respectat în anii trecuți și eu să fiu cel penalizat ca producător. Repet, eu n-am avut nicio vină că sistemul n-a funcționat. Cât mi s-a cerut, eu am asigurat. Dacă trebuia suma mai mare, probabil că ar fi dat mai mult. De fapt, istoria ce discutăm referitor la acest fapt. Ca urmare, cred eu și asta susțin și producătorii industriei alimentare, dacă nu se ia o decizie înțeleaptă în ceea ce privește suma respectivă, riscăm ca toate prețurile să regresească în preț. Aceasta sigur va ridica prețurile la consumator în timp de iarnă. Nu cred că este cea mai bună. Și spune ei că îi va omorâ pe ei, pentru că importurile vor veni la aceleași prețuri și vor fi sub ei. Absolut. Să nu uităm că suntem pe o piață europeană în care cel mai care are prețuri mai mici e cel mai competitiv. Vedeți o rezolvare într-un timp scurt, pentru că aseară președintele ProAgro, Emil Dumitru, a anunțat că pe 8 februarie au inițiat demersul pentru a primi un aviz de protest. Dacă nu se rezolvă acest lucru, Sindalimenta în platou a spus că vor susține, la fel și Romaliment. Am discutat cu reprezentanții industriei alimentare și au spus că vor solicita doamnei ministru a mediului o întâlnire luni, la care probabil că voi participa și eu, în care industria alimentară vrea să meargă cu cifre exacte pe fiecare producător în parte, pentru că dacă majoritatea nu au probleme, sunt câțiva care au sume foarte mari, pentru că OTR-urile respective n-au funcționat cum trebuie, am înțeles. Și atunci, sigur, trebuie găsit o soluție, repet, care să nu conducă la plecarea din sistem, la închiderea unor unități, pentru că asta înseamnă locuri de muncă pierdute, înseamnă deja segment ocupat de importuri din alte state terțe sau din Uniunea Europeană, ceea ce nu ne dorim. Toți ne-am dorit, cred, să consumăm cât mai mult produse realizate în România, pe plan local, pe plan național.
Ultima întrebare. Când ați venit la minister, ați anunțat că veți schimba organigrama și veți schimba și din oamenii de la Ministerul Agriculturii. Continuă această reformă? Să ne așteptăm în următoarea perioadă la schimbări din funcții la nivel înalt? E greu de spus la nivel înalt. Când vorbim de nivel înalt, eu mă gândesc la măcar director general și secretar de stat. Dar ideea de bază pentru care am modificat organigrama a fost aceea de asigurarea unei funcționalități cât mai bune. Optime ar fi ideal. Și în acest sens trebuie să fac o mică precizare. De-a lungul timpului, salariile în minister fiind foarte mici, s-a ajuns la o soluție de compromis, să zic, în acea perioadă, când la câțiva oameni era un director. Și atunci s-a ajuns la o schemă, îmi spunea un auditor european, voi sunteți organizați pe sistem mexican, o grămadă de șefi și puțin executanți. Sigur că nu ne avantajează o astfel de soluție, mai ales că salariile s-au îmbunătățit în Ministerul Agriculturii, nu mai suntem ministerul cu cele, suntem undeva pe la mijloc, să spunem așa, nu suntem cu cele mai mici salarii, sunt salarii destul de bune, zic eu. Poți să ajungă un director la 2000 și ceva de euro, în funcție de vechime, deci mai mult decât un secretar de stat care are 1100 de euro. Și în această situație, sigur, am urmărit să reduc numărul de posturi de conducere acolo unde s-a putut, sigur. N-am afectat de niciun fel funcționalitatea Ministerului și pentru mine este extrem de important să mă asigur că toate funcțiunile Ministerului se regăsesc. Sigur, ideal ar fi fost pentru mine să reușesc să fac în oglindă o organigramă cu cea a DG Agricultură de la Comisia Europeană, dar este greu. Ar însemna o să spunem, o reformă din rădăcini, care ar da toată lumea peste cap, plus că ar trebui să venim cu niște, efectiv, cu niște cerințe pentru posturi care nu există la ora actuală în minister. Dacă vă uitați la organigrama de Geagri, e cu totul altceva. În această situație și având în vedere că suntem pe o perioadă determinată de un an de zile al prezentului guvern, ne-am propus să fac toate eforturile pentru a îmbunătăți activitatea Ministerului. Iarăși, n-am dat niciun director afară și va trebui să introducem, sigur, pentru că este legea funcțională publică care, odată un director a trecut examenul, practic rămâne pe viață director, ceea ce, în opinia mea, nu este corect. Pe de altă parte, dacă ne uităm la fel la instituții care funcționează, repet, Instituția Europeană, Comisia Europeană și DG Agricultură, se practică, există o practică extrem de utilă. Nu doar directorii sunt rotiți în funcție, ci și funcționarii. Pentru că după o perioadă de timp pe un post, te plafonezi. Și atunci ești mutat în altă direcție, în altă unitate, unde ai schimbat total. Ești bun ca director. Ai dat funcție ca manager, nu ca expert. Un director este manager. Și dacă este la, să zicem, economic, poate fi mâine pus la audit. Nicio problemă. Așa se întâmplă la Comisia Europeană. Ori cred eu că trebuie să ajungem și noi la un astfel de performanță. Și așa cum a spus și premierul Cioloș, voi face tot ce pot pentru a da examene corecte și la nivelul respectiv. Un examen de director la Comisie e extrem de dificil. Există o probă de 8 ore în care, dacă ai ceva deștept în cap, au reușit să-l scoată cu testele pe care le... Sigur, am trecut într-un astfel de examen, pot să întrebe lumea de ce nu am ajuns până la faza finală, simplu pentru că e o concurență în care vin și foarte buni experți, dar și cu susținerea statului membru. Deci, împărțirea postului de director se face și pe stat membru și fiecare stat membru în principiu are alocat un număr de posturi, așa că poți să participi, să fii foarte bun și să nu câștigi. Eu nu spun că eu am fost cel mai bun, dar ca fapt divers s-au în vedere niște standarde foarte înalte pentru management. E adevărat că salariile la Comisia Europeană sunt mult mai bune, un director ajunge la 12.000 de euro pe lună,
dar și performanța este pe măsură. Apropo de susținere, să înțelegem că secretarii de stat actual e Răsuflău Șurați? Sigur, ei sunt numiți politic, să nu uităm, sunt funcții politice. Ce pot să vă asigur? Că am în vedere și o optimizare a funcționării secretarilor de stat și în viitor putem să schimbăm atribuțiile un secretar de stat manager. Deci el face ceea ce îi se dă în portofoliu. Astăzi ai, să zicem, industria alimentară, mâine te ocupi de poliția agricole. Deci el nu poate să conteste faptul că e pe post de management și atunci trebuie să răspundă indiferent ce îi se pune în portofoliu. Deci e clar. Ca ministru, când ești numit de către premier, știi că ai Ministerul Agriculturii. Dar secretarul de stat, el știe că este manager și se pune în portofoliu domeniul X sau domeniul Y. Nu cred că este altceva de avut în vedere. Apropo de management, și chiar ultima întrebare pe care vă pun, în momentul în care a schimbat șeful APIA și șeful AFIR, au fost unele voci care au spus că trebuiau aduși oameni din afara sistemului și nu oameni din teritoriu care au participat la ceea ce s-a întâmplat și anume ceea ce ați criticat dumneavoastră cu mersul încet și necalcularea bine a pașilor. Aveți perfectă dreptate și am și o dreptate și vă spun de ce. La o astfel de situație am de exemplu cu secretarul de stat Sorin Radu, care el este un expert bun venit din AFIR, dar mi s-a spus, domnule, dar este un conflict de interese, pentru că el, în poziția pe care o are, își va ajuta totdeauna colegii. Și este un element de avut în vedere, într-adevăr. Așa se întâmplă și cu cei pe care îi aduci din sistem. Ei vor încerca și am avut cazuri. Când cazuri concrete în care cei din teritoriu au dat o rezoluție greșită și la centru, pentru că erau colegii lor, au preluat acea soluție fără să interpreteze corect lucrurile. Și eu nu sunt mulțumit cu astfel de interpretare. Și, sigur, în acest context aveți perfectă dreptate. Bine ar fi să aducem oameni din afară, chiar dacă din domeniul agriculturii, dar care sunt venit din sistem, care ar putea fi subiectiv fără să vrea. Pentru că dacă Popescu a fost director și la o filială și l-aduc la centru, sigur că el, măcar pe cei de la filiala respectivă îi va proteja. Nu va trimite controlul. Va căuta prima dată să asigure acolo banii cei mai mulți, personalul cel mai bun și așa mai departe. Fără să vrea va face așa, pentru că asta e firea umană. Dar, pe de altă parte, având în vedere că toți sunt interimari, eu am vrut ca pe o perioadă scurtă să ies, eram într-un context extrem de delicat. Vă amintiți cu subvențiile care trebuiau în avans plătite și se stătea noaptea și mai departe. Aveam nevoie de cineva care să vină puțin din rupt de echipa de acolo să încerce să deslușească ițele fără, repet, fără a fi virusat în ghilimele de mediul de acolo. Și aveam nevoie de o opinie corectă cum se poate progresa și așa am și reușit, de fapt, să îmbunătățim lucrurile sau îmbunătăți lucrurile de când avem noi oameni în conducere la ambele agenții. Sigur, nu e perfect și, am spus, fiind interimari, când se va da examenul, va fi examen corect și cel mai bun manager va câștiga departe de mine și, repet, asta a spus și premierul. N-am venit să schimb oamenii, dar acolo unde trebuie să dăm examen, va fi examen corect și cel mai bun va câștiga. Domnule ministru, vă mulțumesc mult de tot pentru dialogul de această seară. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție și nu uitați, luni ne vedem de la ora 20, într-un caz excepțional, dar de marți vom reveni de la 19:30. Toate cele bune, la revedere!